Apostole, ia mai umblă la catastif. Constantin Cheian. Așa, domnule Constantin Cheianu, dar nu ne aude nimeni acum. În cartea Totul despre mine, mărturisești că te-ai jucat de-a șipul când erai elev. Ei, cine nu s-a jucat? Ai avut o imaginație erotică bogată pe timpul studenției, etc., etc., etc. Și te-ai jurat să inventezi o altă metodă de făcut amor, una frumoasă, poetică și non-violentă. Spune-mi, te rog, ai reușit? Ia chiar, stai o leacă. Așa, da. Acum ar trebui să vă invit pe voi doi, așa că două ființe, care cred că ar putea gusta asemenea spectacol. Da, sunt degustator. Da? Și împreună cu voi și tot publicul care ne urmărește acum, probabil că fiecare dintre voi și fiecare dintre noi ar putea spune că a inventat o metodă de amor al lui, care îi vine cel mai bine la suflet și nu numai acolo, așa încât sigur că am inventat și eu. Și acum o să fim într-o situație foarte delicată, dacă o să-mi cer mai multe detalii despre cum este acea... Trebuie să ies din cadru acum. Trebuie să iasă din casă toți telespectatori. Asta îmi răspund eu, că ar trebui să iasă din cadru tot publicul. De aceea, prin scrisori, eu aș putea să le transmit cititorilor mei, spectatorilor mei, acea nouă metodă de făcut amor, non-violentă, poetică și foarte agreabilă. Cu poze, cu poze, da. Cu ilustrație, tot, da. Bun, cu asta ne-am înțeles. Acum, haide să... N-am prea înțeles cum ați înțeles, nu contează, da. Apostole, puneți imaginația în mișcare. Nu bănuiam la domnul apostol Gheorghe Urski o... curiozitatea atât de perversă pentru... Chiar bolnăvicioasă? Bolnăvicioasă. Ți-ai primit, de fapt, deja pedeapsa, am constatat eu, după cum se poate vedea și din romanele pe care le-ai dramatizat chiar excesiv. Uite, îți trăiești veacul de singurătate în legături primejdioase cu tot felul de Ana Karenina. Asta este formula pe care ți-o atribui. Da. Și pentru a te absolvi totalmente de aceste păcate mari, grele, trebuie să sacrifici și tu ceva. Probabil că numai pe mine însumi aș putea să mă sacrific ca un mel de Paște, da? Deși suntem la Crăciun, dar sunt... Chiar cârlan, hai! Da, un cârlanaș. Eu zic că nu e o mare pagubă dacă aș fi sacrificat așa într-o atmosferă totuși cuvenită. Mi-ar place ca să fiu sacrificat cu fanfare, cu multe femei plângând și emoționându-se.